Ее голос достиг Лондона. Джетта Бурлаку совсем недавно вернулась из города дождей. Мы встретились с певицей. Спешим рассказать тебе, чем была занята Джетта. La Londra am fost la concertele artiștilor mei preferați. Am fost la London Jazz Festival. Am fost la jazz cluburi, cred că cele mai bune din toată Europa. Am încercat improvizez împreună cu cei de acolo în scenă. Întrebarea pe care am auzit-o cel mai des a fost Where are you from? Exact, îmi pare foarte bine că deja lumea știe totuși de unde se află această țară mică. Чувствуем, время провела девушка хорошо, однако судьба подготовила и маленький сюрприз. Am scăpat avionul, nu din cauza că întârzii, să nu credeți, dar din cauza că la Londra a plouat. Și a fost și o furtună așa, din cauza căreia a fost un cod oranj prin regiune și avionul cu care trebuia să zbor de la București a plecat înainte de a ateriza avionul de la Londra. Și am rămas încă pe o noapte la București, la hotel. Мы рады, что певица вернулась на родину. Надеемся, это не последнее путешествие Джетты и последнее недоразумение в ее жизни.